Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de CSGO. N-am mai filmat Counter Strike Global Offensive de o grămadă de timp. Astăzi jucăm cu un abonat. Vreau să vă abonați la el. Vă las linkul canalului abonatului acesta în descriere. Momentan are niște probleme cu microfonul. De-aia nu poate... De ce îmi dai lamă, mâncați-și gura ta? Momentan... Așa, bun. Momentan văd că are niște probleme cu microfonul. De fapt, îi face cam tot pistiu figuri. Da, asta e. Acum o acel o promovare, îi facem promovare. Să vedem cât de dezastruos va fi meciul ăsta. Băgăm două wingman-uri. N-aveam habar ce să filmăm. Plus că nici microfonul îi merge să zici că puteam face live. Asta e, hai să văd dacă măcar îmi iese... Așa, ce stă omul meu la pândă. Cu bizonul am ieșit eu din silver pe compe, ca să știți și voi. Am jucat vreo 3 meciuri pe ăla, pe office, și am ieșit jucând cu bizonul la Tero. E la CT. Unde? Stai, mă, că eu trebuie să pun bomba. Hai că, dă-te, mă. Nu mă dezamăgi. Așa, hai să stăm la pândă. Umeu, stai și tu la pândă totuși. Așa, așa, așa. Nu fă pași. Stai la pândă, stai la pândă, nu te arăta, trage-i timp. Hai că le avem pe tras azi. Las că bubuie, n-are defuse kit. Hai că bubuie, bine. Cred că-i fra mea. Doamne ajută. Bun, hai. Tu o să, pe tine o să te pun să-mi cumpere arme, că pe tras văd că mai greu. Cumpărăm un AK și dă-mi-l mie. Dă-mi-l mie, așa. Tu încearcă să le distragi atenția. A fost scandal în altă parte. Așa te vreau, așa, așa, așa. Nu mai e la pândă ăla aici. Acum am intenția într-una să întorc capul să citesc comentariile. Dar mergi tu cu shift dacă stai pe lângă mine. Dă-mi bomba și tulește-o, hai. Ce joacă omul meu cu siringa? Mamă, bă, dar chiar că e meci de silver. Ăsta. Bun, hai că măcar am AK-ul abonatului. Uite, ia-l acum că am și eu bani de 1. Bun, să avem niște grenade, am și grenade. Hai, hai că poate îi batem. Nu jucăm la rank, omul meu n-are încă prime și n-am vrut să mă duc mai rău în silver. Mai sunt și răcit ca dracu. Sper să nu fie covrig. Singurul simptom de COVID cred că ar fi că-mi curge nasul. În rest, pe mine mă cam doare în gât. Și din câte știu eu, gâtul n-are treabă cu COVID. Nici nu m-am testat. Că mi-e lene să merg până la farmacie să-mi iau un test. Și așa e frig afară de crapă pietrele. Asta e. Oricum eu stau în casă. Ai COVID? Băi, eu sper să n-am COVID. Mi-a scris aici, dar nu se vede de bine. Îți prea gras să se vadă scrisul. Sper să nu fie covrig, oricum n-am pe cine să infectez că nu plec pe nicăieri în perioada asta. Nasul că am vreo 15 sticle de Sperados și nu pot să mă ating de ele. Doar atât îmi pare mie rău. Așa, și altul pe partea asta, ia vino cu ace. A, pe partea asta s-a dus. S-a mișcat acolo? Mișcat sau nu? Eu oricum trebuia să iau bomba aia. Eu iau premiul de participare la meciul ăsta. Da, da, e premiul de participare aici. Da, nimic. Mai fac și eu un pic așa spate câte car și eu. O să mă doară spatele la câte car, dar n-are nimic. Ia mă, ce skin ai pe pistol? Aoleu, mai bine nu-l luam.
Stai că unul sigur e aici. Nu e. Cum dracu a ajuns tabloul pe partea asta? Ok, stai că l-am pușcat pe unul. Ia să pun tableta. Hai că i-a omorât și omul meu. Bun, luăm primul meci aici. E bine, asta e chiar bine. Acum e mișto că dacă joci fără Prime, nu-ți mai strică rank-ul, cred. Îmi arăta că nu e rank meciul. Dar... șanse să dau de citer în echipa adversă sunt tot timpul. Hai să nu mai merg pe acolo, că și așa nu vine niciunul. Cum aici. Dar ăsta e, mă, să te împușcă așa. Altul trebuie să fie prin casă, probabil. Ha? S-a auzit ceva? Nu prea cred. Ok, omul meu e în casă acolo. Ce dracu stai, mă, la pândă acolo? Hai că bine, măcar... da, poliția, exact. I-am lăsat acolo o bombă. What the fuck, Romania? Omul meu a rămas conectat acolo pe mimuri. Și se pare că s-a deconectat unul de la echipa adversă. Zap. E tare, ia AVP. Nu, nu vreau AVP, nu vreau AVP, nu vreau, păstrează-l. Păstrează-l că eu și așa-l pierd. Da, văd că s-a deconectat unul de la echipa adversă. Las că e bine. Mai băgăm un meci după ăsta, că oricum este prea scurt episodul. Fac eu alea 8-10 minute ca să bag monetizarea, dar... tot e prea scurt totuși. În rest, hai să mă prefac că sunt live acum și citesc chat-ul. În rest, vă, ce mai faceți, cum mai sunteți? V-am mai răspuns Felipe la comentarii, pe mine mă tot spamează în continuare. Mă mir că nu mi-a lăsat și pe TikTok ceva. By the way, dacă vreți să vă fac și o promovare și dacă vă și merg microfoanele în același timp, puteți să o contactați pe privat, aveți în descriere Instagram, Discord, e-mail, tot și mai vorbim acolo. Hai că s-a conectat și inamicul ăla, e bine, n-a trebuit să pun filmarea pe pauză. Aș trage totul dintr-o bucată, dar prea frumos să fie adevărat. Bun, ia de aici una bucată așa. Hai, ce nume să dau la episodul ăsta? Un mucos pe Wingman, așa o să dau numele. M-a luat și răceala. Aș putea să fac un clickbait cu am COVID, dar doar să răci. Nu vreau să fac clickbait-uri aiurea. Ah, dacă era match, fi avut și tovarășul ăsta al meu, bunatul meu, episod normal, de ce este? Clar nu se uită nimeni dacă pun ăsta. Asta bă, că nu se vede aici de mine. Asta e, dacă n-am mâncat sticlă, să vedeți prin mine. Bun. Hai să luăm pistolașul ăsta, ăsta și... hai să ne punem la pândă. 7-1, doar nu întoarce ăștia scorul acum. Ah, dar nu-l văd degeamul ăla. Cam urare și mâinile astea și nu văd prin ele. Aha, ești afară? I got the high ground. Așa frumos, elegant. Se sparge geamul, dar am vrut să zbor prin geam. Ia. Se sparge. Ah, nu-mi ies. Se sparge geamul. Dacă nu știți de unde e faza cu se sparge geamul, degeaba vă explic. Ok, hai să iau asta full. Dar la meciul ăsta, măcar atât. Poate ori da ceva la drop, cine știe. Să-mi pice și mie cutia asta nouă de 3-4 euro. Mai cumpăr și eu un DLC după pe Dead by Daylight. Așa, unul e out. Ce mai e acolo? Trage-l de undeva, dar nu știu pe unde. Ia că mă duc până în apă. Așa. Unde BT și Gofi? Bravo! Bun, ia să vă, ne dă ceva la drop sau nu ne dă la drop? Ce-am luat eu? Bounty Hunter. Mos așa. Level up? Nu cred că-i level... nu, nu-i de level up aici. Ia uite, mi-a dat un clutch case, să-l vând cu 10 cenți. Bun. Mai băgăm un match și revenim.
Și am revenit la al doilea meci. A pornit. Până s-a conectat cu echipierul meu, eu mi-am cam făcut de cap cu ăștia doi. Asta e, măcar pe ăștia care tot așa n-au jucat cumpărat să îi pun patișo, care sunt probabil Silver 1 sau 2. Bine, nici eu nu sunt prea departe, eu sunt Silver 4 pe Wingman. Ar trebui să arate aici. Silver 4 parcă sunt. Da, Silver 4 pe Wingman, deci nici eu nu sunt prea de doamne ajută pe modul ăsta de joc. Nici pe compe, dar... Mă rog, cum era compe, că jucându-mă short match, nu... nu deranchez mult când pierd. Hai mă, lasă-mă dracu, nu mai trage. Am zis că le-au și pe ăla, dar a venit și celălalt. Bun, hai să vedem ce facem și pe harta asta. N-am habar cum se cheamă, ar trebui... Aha, extraction, bun. Hai că vă cam și misiune aici pentru operațiune, după cum vedeți. Eu nu cumpăr prime momentan că mă joc foarte... Că nu mă joc, că nu joc foarte des CS. Ok, dacă nu te joci des CS, te înțeleg. Asta nu s-a așteptat să vină aici. Cum o să vină prin spate? Hai după mine, hai după mine. Putem? Ce dracu, m-am apăsat pe rotiță? Ia. M-am apăsat pe rotiță și mi s-a învârtit. Asta nu mi-a plăcut. Da. Opa, o cuțitul la el, dar degeaba. De ce-mi framează? Alo, alo, de ce framezi? De ce framezi? Bine, or fi și toate texturile astea, apă multă pe partea aia, cine știe. E drept ca textura arată bine harta, în fine. Hai să luăm așa. Ce o să ne trebuiască nou? Una ca de grenade și aia. Hai să vedem ce facem acum. Te filmam, văd că merge bine și aici de cadre. E, mi-a tras una cu siringa asta, nu mi-a plăcut. Deși lui ăsta i-a dat una cu siringa. Nici asta nu mi-a plăcut. Ok, l-am atins pe ăla. Nu sta după mine, nu sta după mine, că suntem luau amândoi. Hai că am tras și eu dacă e. Aaaa, ciuciu. Cât i-am dat, mă? 48. Ne-a prins ăla cu siringa și ne-a dat două hituri. Dar fiindcă a jucat ăla cu siringa, iau și o siringa acum. Hai să vă fac vaccinul acum. Întrebare pentru cei care se uită. V-ați vaccinat? Like dacă v-ați vaccinat, dislike dacă nu v-ați vaccinat. Hai. Lasă-mă că dă-o cu siringa. Nu sta lângă mine. Nu sta lângă mine acum. Ok, cred că am dat. Sigur am dat pe lângă. Ai de viața mea. Ok, l-am atins. Hai că vezi că ai atins ăla, i-am dat 30. Nu trebuia să ții tu siringa, să știi. Scoate pistolul că-ți vine prin spate. Ok, hai că pe harta asta nu e așa la fel de fain ca pe lake. În fine, bun. Armurică ce avem? Bizon și ăsta așa. Deci nu sta lângă mine că... Du-te și fă gălăgie prin altă parte tu. Dăm bomba și pleacă. Hai bă, bă, și i-am dat un hit în cap că s-a văzut cum ia să iei acolo, i-a făcut tâng. Mamă, ce-a scăpat aici. Pe antenă, cumpără un AK și dă-mi-l mie. Și de la mine ia bizonul ăsta. Asta e și tu o armă. Pleacă de lângă mine. Uuuu, joacă bine ăștia, joacă bine. Așa, uite-l, uite-l în spate, acum de-i. Aoleu. Ce facem, bă? Ce ne facem când ne rupă ăștia? 4 la 1 pentru ei, nu-i bine deloc. Hai, armură. O
situația asta jucăm cu arma zeilor P90. Încercăm să dăm smoke. N-am deloc tactici pe aici. De unde am tactici în general. Dar vedem ce facem acum. Dau mai așa că o să arunci acum cu grenade. Focul l-am dat bine. Opa. Am văzut. Hai bă, nu intră. Ah. Aș ca defensiv vreau, am zis că s-o fi băgat pe acolo să mă caute. Am vrut să trag un glonț, să spar geamul ăla, să-l păcălesc că sunt acolo, dar n-am mers. Hai cu MP5, vedem ce facem. Îți dau ceva? O bere, dar n-am voie că iau pastile. Așa să creadă că se... Băi, mi-au stat în linie 84 i-am dat lui stălalt. Eram acolo, chiar că mergea la bucată shotgun. Codați, necodați, nu contează. Nu cred că scodați, cred că doar joacă. Cred, sigur că doar joacă mai bine ca noi. Deci eu i-am dat flash la al meu. Da, flash-ul meu. Ok, că l-am prins pe ăsta aici. Vedem ce facem la CT, 6-2 pentru ei. Nu cred că mai... A, poate scoatem de un egal, dar de bătut nu-i batem. Crezi tu că-i batem? A, nu se vede. Nu cred că-i batem. În fine, trebuie să o ținem pe defensiv, așa că... Bă, dacă n-aveam operațiunea făcută, era bine, că... Mi-a arătat dacă își luau ăștia damage din grenade. Una bucată smoke acolo. Sigur o să vină pe par... Nu sta lângă mine. Aha. Retrage. Hai bă, dracu. Bine bă că a avut ăsta tech. Te încur. Ok, trebuie ceva de defensivă. Cum dracu să joc în defensivă? Să mă bag cu... Hai că încercăm cu siringa și mai dau așa un smoke. Bă, am pus ținta pe el. Ba e. Aveam ținta pe el, dă-l dracu să-l ia. Hai, dă capul meu. Da, meciul ăsta e pierdut, nu mai scoatem egalul. Bă, dar era ținta pe... Bă, rog, dracu, a tras el înaintea mea și mi-a făcut așa tâng, dar, na, ca un român adevărat, trebuie să te uftici. Ne-am de ales, pușez. Deci pe harta asta n-a fost bine. Pe lake am jucat bine, dar aici a fost dezastruos. Hai de capul meu ce-a întors ăsta ținta pe cap. Da, ăsta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Vă las canalul abonatului meu Rips pe Discord. Sper că are același nume și pe YouTube și n-are 7 nume diferite. Dar oricum,
Da, Ribs, deci Ribs te cheamă și pui. Bun, vă las canalul lui Ribs în descriere, dați și la el un subscribe, se apuce și el de YouTube acum. Și cam atât. Dacă vreți exclusivități, să vedeți contentul înaintea celorlalți, luați-vă membru și o să aveți parte de vloguri, să le vedeți dinaintea altora, cel puțin o săptămână. Bun, cam asta a fost episodul. Ne auzim diseară pe live. Ciao, les tuturor!